Eu am urmărit atent când au fost protestele de agricultori. Am văzut poziția lui Dodon, poziția lui Chicu. Astăzi, spuneți-mi un lucru, dacă sistemele de irigare erau între țara, suntem între două râuri. Unde au dispărut ele? Eu vă spun unde au dispărut. Flăcăi, începând cu Plăhătniuc, terminând azi, lumea crede numai în metalolog. Toate vagoanele au fost tăiete, practic, califeratul a fost distrus. Tot încolo au plecat sistemele de irigare și multe altele. Noi nu vă promitem ceva real. Eu vă promit un singur lucru. Știu om cum scade, părinții la mine sunt profesori în Fălești, au lucrat pe tăgața la școală. Nu am trăit în familie de начальnici, de miniștri. Când am plecat la lucru la Moscova în 2003, știu ce înseamnă să trăiești cu șesă, băieți într-o cameră, într-o cameruță, că așa trăiesc tăți care îți duc la lucru. Am trecut absolut prin tăte și astăzi eu consider că dacă am demonstrat la Bălți, unii vineau bandiți, unii vineau milicionieri, fiecare era cu, unul era cu scheme, altul era cu privatizări, eu am distrus toate schemele mari care erau și asta trebuie să o facem la nivel de țară.